Bună și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Avem vloguleț. Am fost în centru, n-am apucat să fac un intro corespunzător, așa că v-am lăsat aici câteva imagini din ce urmează să se întâmple în decursul zilei de astăzi. Dragilor, sunt gata de plecare. Mă duc în oraș, mă întâlnesc cu Diana. O să vă povestesc pe drum un pic mai mult, dar am vrut să vă arăt ținuta. Este tricoul acesta de la Bonprix, pe care l-am purtat prea puțin vara aceasta, iar pantalonii sunt tot de la Bonprix. Am făcut atunci un haul de cumpărături și, bine, acum fac haul de cumpărături și dacă îmi cumpăr o pereche de șosete, poșeta e cumpărată anterior, perioadei mele youtuberistice. E de pe la New Yorker, una de-aia ieftinache, dar practică și ok. Pe dumnealor i-am comandat online, de fapt sunt de la Buffalo, mai prin primăvară și e o zi potrivită și nu știu dacă să-mi iau sau nu geacă, stă să plouă și sunt 24-25 de grade, asta mi-am cumpărat-o de la Barcelona. Dar haideți să mergem și ne mai auzim de pe drum. Hai că pare să fie frumos, a ieșit un pic de soare, deși pe vremea de la iPhone scrie că la ora 17 cam plouă. Am ales să merg pe jos pentru că mergem în centru, sunt zilele Bucureștiului și multe străzi sunt închise și în afară de asta urăsc să merg cu mașina în centru dacă trebuie să parchez acolo, pentru că e greu să găsești loc de parcare și e și scump. Locul de parcare era, nu știu, 10-15 lei ora, sunt locații în care este chiar mai scump decât atât și nu vreau să mă gândesc la locul de parcare, vreau să mă relaxez un pic. Așa că o să iau metroul până la universitate, mă întâlnesc acolo cu Diana și oricum ea o să-și lase mașina acolo și o luăm la pas prin centru să vedem care e treaba cu zilele Bucureștiului. Diana vrea să meargă la Antix Ex Libris și merg și eu cu ea, poate găsesc ceva interesant pe acolo. De ce nu? Și după aia mai vedem pe unde nimerim. Am ajuns. Pentru cei care nu sunteți din București, acesta este Intercontinentalul. Aceea este Universitatea. Iar acesta este Teatrul Național. Iar pentru cei de în București, întrebarea este cât de des veniți la Teatrul Național. Din păcate, acestea nu sunt semnele toamnei, ci semnele secetei. Practic, aici totul este uscat. Din păcate, nimeni, aproape totul. A mai rămas câte o frunză verde. Nimeni nu și-a găsit timp și energie să udă florile acestea. Și avem și nori, încă, dar se vede pe acolo, pe undeva printre nori și soarele. Am ajuns și m-am așezat aici pe bancă. Diana mai întârzie, că evident traficul este deviat, că așa cum mă așteptam o să fie aglomerat și multe străzi închise. Și dacă nu știați, aici la Universitate, chiar în fața Teatrului Național, este Borna 0, kilometru 0, România, București. Libertate, democrație, zonă liberă de neocomunism. Hai să vedeți și așa după locuța lumina frumos.
A venit și Diana. Hei! Ce drăguță e și ce zastră știi picioare și are. Da, da, da. Am încercat să arăt acasă pe vlog, dar nu prea se vedea. Îi vedeți la altă. Dar sunt drăguți. Vă spun eu. Așa cum vă spuneam mai devreme, prima oprire este la Anticariatul Antic Ex Libris. Foarte multe cărți, era muzică în interior, n-am putut să filmez cu sonor de acolo. Am încercat, cartea asta este minunată, dacă aveți o grădină și nu aveți idei de landscaping, vă recomand. Cei de la Antic Ex Libris au un site destul de stufos, au foarte multe cărți, atât pe site cât și în magazinul fizic, în librărie sau anticariat. E foarte greu să te hotărăști la ceva. La asta m-am hotărât, o să vedeți mai târziu. Am luat-o cu mine acasă, atât de colorată și atâtea rețete simple și de efect. O grămadă de tematici, de exemplu o carte cu rețete pentru diabetici. Acestea sunt în limba engleză, pentru mine e ok. Și Berry Healthy, astea sunt predominant smoothie-uri și tot la fel rețete de vară. O să vedeți și pe ea, că am luat-o și pe ea acasă. O grămadă de cărți, mai mult pentru copii, mai degrabă pentru copii, pentru crafting, tot felul de activități recreative. Vintage Style, cu... este o carte cu sticărașe. Aici e o istorie a pantofilor. Îmi plac cărțile cu poze, ce pot să zic, mereu mi-a plăcut. Nu prea am avut parte în copilărie, cred, de cărți din astea colorate, probabil, cu siguranță, pe vremea comunismului, cărțile aveau hârtie proastă din aceea galbenă și cred că de acolo mi se trage chestia asta cu pozele colorate prin cărți. E foarte posibil, foarte multe cărți cu rețete, incredibil de multe cărți, foarte drăguță cartea asta pentru... cu rețetuțe de la Lind. Nu e bine să vii la raionul ăsta cu cărți cu rețete dacă ți-e foame. Era și cazul meu, să știți. O carte dedicată cidrurilor și modalităților de preparare a acestei băuturi, cu istorii, cu rețete, foarte, foarte multe cărți interesante. Acum, în funcție de pasiunea fiecăruia, asta este pentru Sabinuța, că ea mănâncă picant, o carte Red Hot, Not Red Hot Chili Peppers, una din formațiile mele preferate. Sincer, aș fi luat foarte multe cărți de aici. Dacă aș fi fost măcar cu mașina, am luat oricum cam prea multe, că mi-am rupt spinarea cu papornița pe care am cărat-o pe umăr restul zilei. Avem noroc, nu ne-a plouat, avem și soare și Calea Victoriei este în continuare pietonală, așa că o să ne plimbăm. Da. Avem o cofetărie tare drăguță și mari, cu multe balonașe. Avem pe fundal Centrul Militar Național, foarte frumoasă zona. Dacă mă urmăriți de ceva timp, ați mai văzut vloguri de pe Calea Victoriei. Și v-am mai spus și cu alte ocazii că de primăvara până toamna, multe străzi din centru devin pietonale și e o reală plăcere să te plimbi pe aici. Cei de la Capșa au scos mai multe instalații care fac baloane, spre deliciul atât a copiilor cât și a adulților. Sunt lucrurile acestea mărunte care ne aduc bucurie și să știți că toată lumea se oprea să se fotografieze sau să le fotografieze, așa cum am făcut și noi de altfel. E atât de simplu să creezi frumos sau să dai o stare de bine
Și vă spuneam și într-un vlog anterior că mă bucură tare mult mergând prin oraș să văd locuri drăguțe amenajate. Am intrat și în acest magazin de pe Calea Victoriei, Joyce. Foarte colorată vitrina și susțin ei că ar fi hăinuțe și lucruri de marcă. M-au surprins niște jeans de la Alexander Wang la 1600 de lei. Însă, după calitatea pietricelelor, nu păreau să fie atât de Wang. Acești saboți pe care, mă rog, șlapii aceștia pe care i-ați văzut comandați de mine în primăvară de pe depurtat, identici și la fel, eu mi-am comandat atunci unii de un turcoaz și pe aceștia i-am văzut în magazinul depurtat atunci când am fost la ei. În magazinul Titan, 1290 de lei costă la magazinul Joyce. Aceștia i-am cumpărat identici, dar în varianta albă. Erau tot 1290 de lei acolo, iar pe depurtat sunt undeva la 59 de lei. Și o să vă inserez niște imagini pe aici. Și pe aceștia am filmat mai multe modele atunci când am fost în magazin. Cred că prin iunie o să vă las link în descriere către clipul de atunci, dar ăștia erau sigur acolo la magazinul Fancy de pe Calea Victoriei, niște fake-uri la niște prețuri incredibile. Și hai să vedem că mi-aduc aminte că era și prețul. Mărimea 38 nu e prețul, dar au fost undeva mult sub 100 de lei, pentru că eu atunci am dat 240 de lei pe 3 perechi. Deci, depurtat are pantofi ieftini pe care îi găsiți scump pe Calea Victoriei. Succesuri dacă aveți de gând să vă bateți joc de banii voștri. Nu știu de ce, unii își bat joc de banii noștri și totuși cineva cumpără și de acolo. Și cu această mică pauză sau paranteză, revenim la plimbarea noastră pe Calea Victoriei. Am ajuns la Ateneu și aici era Il Calcio, dar a fost la trecut, așa că trebuie să ne căutăm alt loc. Să mâncăm și noi, să mănâncă și gura noastră ceva. Am ajuns pe strada Nicolae Golescu și sunt două restaurante ale lui Chef Haddad, Maze și celălalt de acolo. Și mai sunt niște terasici interesante pe acolo și o trebuie să ne hotărâm unde ne oprim. Și încă un loc foarte drăguț cu aceste leagăne, nici nu le văzusem când am trecut prima oară, și cu acest foișor. Foarte mult mi-a plăcut cum au decorat zona aceasta. Ne-ar fi plăcut să stăm să mâncăm aici, însă, din păcate pentru noi, nu aveau mâncare. Se pot însă servi băuturi dacă sunteți în zonă. Am făcut o buclă, am văzut niște locuri drăguțe și ne-am hotărât să nu oprim la Caju, să ne ducem la Maze. Cred că e și mult mai aglomerat la Caju și toate mesele sunt rezervate, văd. Am oprit la terasa La Familia. La Familia? Cu specific italienesc. Trattoria La Familia. Și avem foarte multe variante de paste. Și pui, și porc. Și pește și fructe de mare. Și deserturi. Vă și deserturi, avem mult de ciocolată cu împătură de zmeură. Mâncarea a venit relativ repede, a fost doar ok. Am avut noroc că nu am primit nimic ars sau nasol, dar eu mi-am luat pui cu sos de lămâie. Lămâia nu prea se simțea, sosul a fost un sos. Și am șeruit un tiramisu care a fost și el ok-uț. Important este că am reușit să petrecem timpul ăsta împreună. După masă și multe povești, am plecat pe jos înapoi spre universitate. Ne-am oprit în dreptul acestui magazin. Foarte mult mi-au plăcut multe dintre produse. Lady's Secret se numește magazinul și am văzut că au și site. Îl vedeți scris aici, www.ladyssecret. Gata plimbarea, mă despart aici de Diana, suntem în punctul unde ne-am întâlnit.
Și noi ne auzim de acasă, să vă arăt papornița cu cărți. Are ceva, să fiți pe fază, că o să fie tare interesant. Vă pup! Și înapoi la metrou. Băiatul ăsta cred că nu și-a făcut pașii pe ziua de azi, pentru că mergea cu spatele pe bandă rulantă. Mi s-a părut amuzant și foarte, foarte multă lume pentru sâmbătă seară. Mi s-a părut tare aglomerat la metro. Nu aglomerat, că nu este aglomerat cum e în zilele din timpul săptămânii, dar oricum destul de mulți oameni. Este în jur de ora 10, am ajuns acasă și vreau să vă arăt cărțile și să închei acest vlog. Cred că iarăși ne-am lungit destul de mult. Am cumpărat această pungă de la librărie, 100% organică, reutilizabilă. Are torțile verzi, deci asta cu siguranță o să ajungă la Eva, dar hai să vă arăt ce cărți am luat. Vara nu vrea să se despartă de mine. Mi-a trimis soarta în cale această carte, Summer Cooking. Evoke the lazy days of summer with these delicious seasonal recipes. Deci să ne gândim la zilele leneșe de vară cu aceste rețete de sezon. Așa, și să vedeți, chilled soups and cooling ices are perfect for hot summer days. Deci avem și supe și băuturi răcoroase și o grămadă de alte rețete. Uite, aici avem niște creveței, îmi plac mult creveții, cu mentă, chili și ghimbir. Multe rețete și îmi plac cărțile astea care au și poză. Oh, aici avem o fleică de carne de ton marinată. Abia aștept să văd în ce o marinează. În sos de soia, în ulei de măsline, zeama de la 2 lămâi pentru 4 bucăți de ton. 2 căței de usturoi, grated, adică copți sau pe grătar, rădăcină de ghimbir, moscovado sugar, nu știu ce fel de zahăr este cu moscovado, piper cayenne, piper negru. O să avem ce studia peste iarnă. Oh, salată nisoaz. Și asta o să-mi placă. Asta e tot cu ton. E un ton mai în sânge, așa. Sper că nu vă e foame. Peach melba este o salată de piersici. Eu pe asta, sincer, o fac mai mult iarna. Ați văzut o codiță? Sigur că ați văzut-o. Era codița. Oh! Mm-hmm. Avem foarte multe chestii drăguțe. Kitty cred că și-a mâncat mâncarea, i-am dat mâncare când am venit și mai avem una de vară, astea două sunt strigă vară, avem Berry Healthy, au costat 9,99 lei fiecare, fiecare carte, toate au avut același preț de fapt, erau și cărți la 19,99 lei, dar astea erau din zona cu 9,99 lei. Asta cu Berry Healthy este cu văzusem multe smoothie-uri, dar am deschis la niște plătite de-astea americane și la o brioșă. Berry pancakes și cinnamon berry breakfast muffins. Avem multe afine, îmi plac afinele. Avem și roșii. Tomato. Roșia, nu știu dacă știați sau nu, dar este fruct. Rowan berry. Avem multe denumiri. Cred că toate cărțile sunt în engleză. Dar o să avem, nu știu de ce, am avut senzația că asta este, de asta am avut senzația că este o carte cu smoothie, pentru că avem în a doua parte, ce drăguț e ăsta, crezi că o să-i placă Evei dacă îi fac așa o băuturică? After 8, this can be 8 a.m. or 8 p.m, adică se poate folosi și la 8 dimineața și la 8 seara. Se folosesc 2 fructe kiwi, un măr sau un pahar mic de suc de mere și câteva 8 frunze de de mentă. Și mamă cât de bine arată ăsta! Am mai văzut eu, am făcut în primăvară o tartă așa ornată cu kiwi. Nu mai știu unde am văzut-o pe aceea, la cineva de aici de pe YouTube. Și, kiwi lime.
Și asta raspberry nectar, o să avem vara viitoare inspirație nespusă. Buttermilk, yogurt, sunt tot felul de rețetuțe. Cucumber sos. Nu, Cumberland sos. Hai că sunt strawberry sos. Strawberry vinegar. Ia uite câte rețete interesante avem. Deci am de studiat gemuri, jeleuri, frapeuri, avem și niște băuturi răcoritoare. Deci vara viitoare vă așteaptă multe rețete de aici. Chilled cucumber and avocado soup. Este verde și ne place foarte tare avocado, deci o să încercăm până vara viitoare, sigur o să încercăm supa asta de avocado. Wow! Nici n-am auzit, nici n-am mâncat supă de avocado. Avem și gazpacho, o rețetă. Avem multe rețete interesante, dar haideți să vedem câte un pic și din celelalte. Oh, să vedeți pe Kitty, ce face iubita acolo. Vrea și ea niște rețete, stă pe laptop, am editat, am mai avut ceva de editat mai devreme și am lăsat aici laptopul și Kitty stă și studiază. Să știți că a primit mâncare, deci nu vă faceți griji că rămâne pisica asta nehrănită. Avem două cărți cu culori de toamnă. Astea or să fie încorporate în decorul meu de toamnă, o să stea aici pe măsuță și o să le studiez. Astea două sunt cu prăjituri, 500 de rețete doar în aceasta și aici 150, subțire, mai nimic și mai deloc. Nici nu știu cu care să încep. Avem aici poze. Îmi plac cărțile cu poze, ce pot să spun. Parcă altfel te apuci de gătit o rețetă când ai și o poză de asta foarte mișto făcută. Ia să vedem. Aici avem doar prăjituri. Aici am deschis și am zis că asta este o carte care îmi trebuie. Avem așa white chocolate brownies. Lui Florin nu-i plac prăjiturile cu ciocolată, cu cacao în general. Și când fac brownies, pentru el e o zi în care nu mănâncă dulce, alea le fac pentru noi ceilalți. Acum o să fac și cu ciocolata albă brownies. Abia aștept să văd ce o să zică, pentru că o să mănânce și el și butterscotch brownies. Avem foarte multe rețete interesante, foarte multe. Uite, mini fudge bites, adică astea sunt niște gustărici, așa. Știți că îmi plac, ai de capul meu, praline Pavlova cookies. Pavlova este una din prăjiturile mele preferate. Jesus, ce mă fac, câte kilograme o să... ce drăguț, astea sunt ornate. O să fac dacă le gătesc pe toate. O să le iau și eu pe rând și în câțiva ani poate termin astea 650 de rețete în total. Poate nu o să le fac pe toate, pentru că în general prin cărțile astea de bucate de prin străinătate sunt tot felul de ingrediente care la noi nu se găsesc. Astea cred că sunt niște ciocolată, mă rog, caramel fudge. Dar e un caramel de casă totuși. Chocolate fudge triangles, vanilla fudge și cu variații. Avem și variații. Ia uitați-vă ce avem aici. Nici nu știu unde să opresc mai întâi. Deci toate arată genial. Și cred că multe dintre ele sunt destul de ușor de făcut. Sper. O să le luăm la studiat. Sunt mulți biscuiței, de exemplu. Ăștia nu pot fi chiar. Uite, chocolate chip nut cookies, chocolate chip oat cookies, chocolate amaretti, abia așteptăm. Chocolate delights. Sunt niște biscuiței. Ăștia sigur se fac ușor și ăștia sunt buni. Acolo la casa omului că ai chunky pecan chocolate drops. Wow, deci avem la biscuiței, dar nici nu vă puteți închipui. Da, avem de studiat. Kitty este obosită. Și încă una, v-am zis că sunt 5. Wok and stir fry. Și știți că îmi plac rețetele la wok. Îmi place mâncarea asiatică în general, ne place tuturor. Așa că și pasta. Oh, Jesus. Avem niște poze, de ți se face foame când te uiți la ele. Noroc că am mâncat bine.
Avem și salate. Asta e o supă asiatică? Coconut and mandarin custard, adică e o, ca o budincă, o cremă cu cocos și mandarine. Wow! Wow! Pe asta aștept cu nerăbdare să o încerc. Vanilla honey and saffron pears. Ia uitați-vă ce pere avem aici. Da, îmi plac perele, mai ales astea. Caramelized pineapple and lemongrass. Lemongrass nu cred că o să am, dar ananas caramelizat sigur o să vreau să mănânc. Am mai mâncat pe undeva. Pak choi with lime dressing. O grămadă de rețete și multe dintre ele sigur o să le încerc. Noodles and vegetables in coconut sauce. Aici și aici nu știu ce avem. Stuffed sweet peppers. Ah! Uite, avem, au și asiatici niște ardei umpluți. Nu cred că sunt cu umplutură de-a noastră de sarmale. Cu ciuperci. Nu cred că au carne. Nu, nu au carne. Cu ciuperci, ardei, legume, chestii de genul ăsta. Da, deci avem cărți drăguțe, avem pisica obosită, am avut o zi lungă, am avut o zi interesantă. A fost foarte interesant în centru, mâncarea n-a fost strălucită, a fost o mâncare decentă și ok. Na, prețurile sunt de centru totuși și pretențiile tot de centru. Important este că m-am văzut cu Diana, că am reușit să stăm câteva ore prin centru, atmosfera foarte frumoasă și sper să reușim să mai ieșim din când în când, că foarte rar reușim să ne vedem și să ne potrivim programele. Trebuia să vină și Denisa, mă rog, planul inițial era să ne vedem și cu Denisa, doar că ea a fost plecată din București astăzi și Denisa, te așteptăm data viitoare și abia aștept să te revăd și pe tine. Ăsta a fost vlogul, aștept comentariile voastre, sunt curioasă să îmi spuneți ce v-a plăcut cel mai mult din vlogul de azi și ne vedem cu un vlog viitor. Până atunci vă doresc zile frumoase, vă pup și vă îmbrățișez, mă duc să verific farfuria pisicii și să mă asigur că este bine hrănită. Pa!